Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi aducem în atenție fotbalul feminin. Vom discuta despre Armonia Fălticeni, fiind de altfel echipa care ne reprezintă la cel mai înalt nivel din acest punct de vedere, pentru că nu este un caz singular și asta e un lucru îmbucurător în județul nostru. Înainte de asta însă să spunem câteva cuvinte despre ce a fost în acest weekend în sportul sucevean. Evident, capul de afiș l-a ținut derbiul dintre Bucovina Pojorâta și Rapid CFR Suceava, o remiză în care îndrăznesc eu să spun că au pierdut ambele echipe măcar câte un punct, ca să spunem așa. Era exact rezultatul pe care cred că nu și-l dorea mai nimeni. Dar, în definitiv și la urma urmei, asta a dovedit încă o dată că între cele două echipe există doar competiție sportivă și atât. Din ce am înțeles personal, nu am fost la acest meci, dar echipa care ar fi meritat să câștige era Bucovina Pojorâta, care a stat foarte bine în teren și a reușit să își creeze mai multe ocazii decât echipa suceveană. Oricum, din nefericire, ambele echipe nu trec prin cea mai bună perioadă din existența lor în această ediție a Ligii a doua la fotbal. Suceava parcă a uitat să mai câștige vreo 5 etape. Problemele financiare își spun clar cuvântul acolo. Iar la Pojorâta, evident că așteptăm să-și facă punctele de așa manieră încât să abordeze cu mai multă încredere partea a doua a campionatului, când, după ceea ce vedem noi în linia clasamentului, vor fi în partea a doua, în cea de-a doua competiție, în play-out, și acolo vor trebui să facă rezultate bune pentru a rămâne la Liga a doua. Oricum, au dovedit-o cu vârf și îndesat din punctul meu de vedere că sunt o echipă bună chiar și pentru acest nivel al Ligii a doua. CSU Suceava, Clubul Sportiv Universitar, a câștigat disputa la CSM 2 București, schimbând astfel și în partea superioară a clasamentului câte ceva. Bineînțeles că acolo lupta, sau mai bine zis, aceste meciuri sunt, mi-aduc aminte cumva de meciurile alea care erau înainte în divizia la fotbal, când practic câștigătoarea campionatului era dată în meciul direct. Steaua, Dinamo, Dinamo, Steaua. Ei, cam așa e acum la handbal în Liga a doua. Sunt două echipe, pe lângă echipa Sucevei, extraordinar de puternice și mult mai bine pregătite financiar chiar. E vorba de Constanța și Bacău. Evident, acestea sunt meciurile care contează cel mai mult, dar, ca întotdeauna, fiecare meci trebuie tratat cu maximă atenție, pentru că nici nu știi ce se poate întâmpla sau de unde se pot pierde niște puncte foarte importante, astfel încât și acest meci a fost tratat cu maximă seriozitate de elevii antrenați de Răzvan Bernicu, scorul final 26-37. Mai spunem și de înfrângere, aș zice eu, neașteptată pe teren propriu pentru echipa Bucovina Rădăuți în meciul cu Petrotub Roman. Scor final 0-1, dar eu cred că acolo lucrurile se așează mult mai regulă și mult mai repede până la urmă, pentru că acea mână de oameni inimoși care ține fotbalul la Rădăuți vor reuși să gestioneze această situație astfel încât să apară din nou rezultatele bune și, de ce nu, cu alte cuvinte, și soarele pe strada noastră. Revenim la fotbalul feminin. Ce-i drept, nu prea avem nu că motive, dar destul de rar ne întâlnim, pentru că nici sportul ăsta nu e foarte bine dezvoltat în România, și tocmai de aceea cam rar mă văd cu domnul Ieremie, pe care eu îl identific de altfel cu fotbal feminin, el fiind de fapt un băiat, bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Mulțumim pentru invitație și îmi pare bine că ne reîntâlnim. Și mai povestim așa de fotbalul feminin, pentru că dintr-o anumită perspectivă compartim. Hai de să nu uităm, adică dacă ieri ați câștigat în deplasare cu 6-0, da?
Dar nimeni nu n-a reușit să găsească câteva rânduri să... Marțea. Apărăm în obiectivul de marțe. Da? Am înțeles. Asta e bine. Asta e bine pentru că barem nu vă uită lumea. Da. Barem nu vă uită lumea. Pentru că fie vorba între noi, echipa fălticeneană Armonia chiar are rezultate frumoase la acest nivel. Are și fete frumoase, are și... și tocmai de aceea domnul Ierimie m-a întrebat... m-a întrebat, domnul, poți să vin și capitanul de echipă? Normal. Să rămână, Anca. Bună seara, Anca. Tătar Anca, capitanul de echipă, jucătoare la Armonia Fălticeni, sucevancă Jet Beget. Da. Născută la Siret, nu? Sau? Bădeuți. La Bădeuți? Anca, când te-ai născut? De ce te-ai născut? Hai să începem așa cu tine ușură. M-am născut la Bădeuți în 93, 3 octombrie. Am urmat școala generală în Bădeuți, liceul Rădăuți, unde am lăsat fotbalul o perioadă pe care l-am început din școala generală. Am continuat cu basketul, care nu prea a mers, deoarece... Dacă fotbalul e, mă scuz, într-un ușor anonimat, basketul și mai mult de atât. Da, nu este foarte popular în zona noastră. Și apoi, la facultate, domnul Bogdan Grosu m-a îndrumat la clubul Armonia Fălticeni, unde... Deci, liceul, care liceu în Rădăuți? Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzache. Am înțeles. Și de acolo, când ai venit la facultatea aici la Suceava, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, da, atât timp cât... Da, am practicat, am avut în programă fotbalul. De... Normal, ți-ai lăsat acolo pe ăsta, știi? Da. Și m-a observat domnul Bogdan Grosu și am ales să continui. Facultatea Educație Fizică și Sport, specializarea? Kinetoterapie. Am înțeles. Îți place? Da, îmi place odată ce am ales. Acum știi cum e, câteodată alegerile nu sunt cele mai fericite. Mie mi se potrivește și vreau să continui pe kinetoterapie. Bine, continui și cu fotbalul cât mă țin picioarele. Am înțeles. Ai spus că de mică te-a atras fotbalul, ai avut preocupări de acest gen. Eu te-am întrebat înainte de emisiune, frați mai mari, că de regulă așa era. Era un frate mai mare, o lua și pe sorsa. Hai, umplem echipa, facem cumva. Nu, eu n-am avut frate, am doar o soră și doar eu sunt sportivă în familie. Așa, stai. Da. Așa. Tatăl meu a fost și el fotbalist și de la el moștenesc. Am înțeles. Și cum a fost prima oară? Acum discutăm de ceva organizat, discutăm de 11 contra 11, fete contra fete. Cum ai început fotbalul? Că la Bădeuți nu cred eu că făceați două echipe de fete. Da, prima dată, la primul meci oficial, era un pic cam aeriană, că nu știam unde și cum trebuie să stau în teren, dar m-am obișnuit cu timpul. Da, repet întrebarea, când jucai cu băieții, cum era? Că practic atunci, cred că atunci ai învățat foarte mult. Da, am învățat. Era ceva mai dezorganizat, dar totuși am învățat multe de la băieți care sunt peste. Eu mi-aduc aminte că am avut o colegă în școală și Sorina parcă o chema. Domnule, absolut genial, avea un șut mai puternic decât mulți alți băieți, adică, spun sincer, era ceva deosebit, adică nu prea, că mai făceam chestii de-astea, știi, în echipele noastre mai băgam câte o fată, două, știi, una într-o echipă, dar de regulă era trecută, ai mâna moartă, adică e bun așa să fie acolo. Fata asta avea un șut, să avem pardon, adică la unul chiar dăm mâna peste cap, așa. Spune-mi, deci zici că din facultate te-a îndrumat domnul Grosu către fotbalul feminin. Cum a fost să treci de la acel fotbal pe care mulți dintre noi încă îl practică la ceva organizat până la urmă? Da, eu oricum mi-am dorit de mică să ajung la un club de fotbal feminin, doar că în zona noastră nu era, știu că era la Bacău sau ceva genul, mai
cel mai aproape. Și, da, mi-a plăcut. Da, ți-a plăcut, dar Băcău e cam departe. Da, exact. Părinții tot îmi ziceau că o să merge, o să merge în liceu, la liceu tot așa, n-am mai mers mai departe și până la urmă am ajuns. Am înțeles. Aici, la echipa asta, tu de când ești capitan de echipă, dar nu ești de când s-a înființat echipa. Nu. Ai găsit echipa practic formată acolo. Da, da, da. Păi eu am, în octombrie am un an de zile de când joc la echipă și capitan, nu știu, de... Capitan de începutul campionat. De când mergi banderola. Capitan de când mergi banderola. O merită cam de la primele jocuri. E una din sportivele adevărate. Da, dar nu poți să aduci chiar de la primele jocuri, că e cutuma aia, adică trebuie să aibă și un pic de... Știți cum e? Autoritatea să câștigă. Da, într-un totul de acord. Într-un totul de acord, dar chiar din primul meci nu-i dai omului banderola, că e prea nou, adică nici nu știe cum să-i strige pe el alții în teren. Da, trebuie, iar, dar timpul... Statutul de capitan de echipă are și anumite responsabilități. Bineînțeles. De ce am ales să-i acord de banderola de capitan? Deoarece venea după perioada lăcrimoară a perijoc. Așa. E același gen de jucătoare. La fel, același devotament pe teren. Nu. Box nu a făcut, însă am văzut la dânsa aceeași determinare, aceeași capacitate de a mobiliza, de a strânge echipa în jurul ei, este adevăratul lider din teren. Păi, ceea ce trebuie până la urmă, că asta se cere de la un capitan de echipă. Bun, deci ai venit acum un an de zile, ai văzut cam cu ce se mănâncă, ai înțeles cam despre ce e vorba, care ar fi așa o imagine pe care o ai tu acum față de fotbalul feminin? Pentru că, eu spun sincer, dintr-o anumită perspectivă, sunt ușor dezamăgit. Și când spun de dezamăgire asta, o spun prin prisma informațiilor și afirmațiilor pe care le-a făcut actualul președinte al Federației Române de Fotbal. Mamă, ce o să mai sprijinim noi fotbalul feminin? Ori, până în momentul de față, n-am constatat să fie ceva ieșind în comun din punctul ăsta de vedere. Și din păcate, în România sunt foarte multe fete valoroase care, în baza unei selecții concrete și corecte, în baza unor meciuri bune pe care să le punem în picioare acestor fete, eu cred că am putea însemna foarte mult la ceea ce înseamnă nivel mondial, dacă nu european, al fotbalului feminin. Dar acțiuni concrete eu n-am văzut. Dar asta e dezamăgirea mea. Spune-mi tu cum vezi cu ochii tăi acum. Păi, da, nu este foarte cunoscut în România fotbal feminin. Și dacă ar fi mai mult sprijinit, probabil ar fi foarte multe jucătoare sau ar fi echipe mult mai bune, dar fiindcă nu e susținut, sprijinit de financiar, în primul rând. Bun, și financiarul ăsta, hai să ne înțelegem, nu discutăm de exclusiv de salarii sau de altceva, dar domnule, măcar să aveți cum să jucați acele meciuri, adică să aveți terenurile puse la dispoziție, să aveți posibilități de antrenament. Pentru că din ceea ce am înțeles eu la Fălticeni, toate astea sunt, dar tu, la Fălticeni, ca să poți dispuți un meci, trebuie să parcuși nu știu câți kilometri ca să găsești pe altul care să fie pregătit de aceeași manieră în care ești tu pregătit. Păcate așa este, distanțele mari între echipe, sunt foarte puține echipe în zona Moldovei. Avem la Pașcani, Iași, Bacău, cam astea sunt echipele care ne putem duela în acest moment. Fotbal feminin nu aduce bani, asta este realitatea și mulți oameni fug din acest motiv de fotbal feminin. Bineînțeles, actuala conducerea Federației Române de Fotbal se bazează exclusiv pe naționala mare masculină, naționala care aduce bani. Sperăm că odată cu această calificare la Euro să vină niște bani și la fotbal feminin. La toate ședințele la care am participat, cam asta era condiția principală ca fotbalul feminin să fie susținut. Calificarea națională e mare. A băieților. Da. E cumplit, adică ceea ce îmi spuneți dumneavoastră mie... Principala sursă de venit pentru a susține cu adevărat fotbal feminin ar fi de acolo, de la băieți.
Da. Acum s-a îndeplinit. Eu am fost ușor nedrept, am intrat cu foarte multe întrebări pe Anca așa de la bun început de emisiune, când am vroiam să o bag în discuție, să o încălzesc mai repede. Deja a venit primul moment de publicitate peste noi, trebuie să-l luăm, după care revenim cu partea a doua a emisiunii. Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. Am aruncat așa cu Bolovanu în direcția Federației Române de Fotbal, pentru că nu face, din punctul meu de vedere, ceea ce a promis. E o problemă care e vizibilă cu ochiul liber, dar vă mărturisesc că în altă ordine de idei nu-mi imaginez ce ar trebui sau ce ar putea să facă. Sau mi-aș putea imagina. Dar important este că s-a lăudat mult, că se va insista mult pe acest segment. Și vă mărturisesc, domnul Iremie, că eu mă așteptam ca în decurs de 2-3 ani de zile, 4, să discutăm de o echipă națională de fotbal feminin a României care bate la ușa unui turneu final. Și în acest moment, chiar pe 26 noiembrie, luna aceasta, România va avea un meci decisiv, spun eu, cu selecționata Greciei. Dar în acest moment selecționata României se află pe locul 2 după Franța și deasupra Ucrainei, echipa care e în luptă directă alături de Grecia pentru locul 2. Sunt șanse reale în acest moment pentru România să meargă la un turneu final. Acum depinde cum vor gestiona acest joc în deplasare din Grecia. Totul depinde de acest meci. Da, dar ceea ce spuneți dumneavoastră este corect. Mi-aduc aminte că am mai realizat de curând la radio emisiune cu dumneavoastră și acolo chiar urmăream. Era un meci al României care Albania. Se disputa în direct în momentul ăla. Rămâne aceeași senzație pe care am avut-o și atunci, e că avem aceste rezultate, dar cu mai mult cap și mai multă pricepere, dintr-o anumită perspectivă, ne-ar fi mult mai ușor de obținut rezultate mai bune. Asta e senzația mea. Acum aș vedea eu lucrurile. În primul rând ar trebui să investim în oameni, să căutăm niște specialiști în fotbalul feminin. Diferă foarte mult fotbalul feminin de cel masculin. Trebuie să investim aici, la nivelul ăsta. La nivelul ăsta și doi în area după de selecție. Da. În primul rând, să fac oamenii calificați această acțiune de selecție. Corect. Ceea ce spuneți dumneavoastră are și logică. Adică, într-adevăr, e foarte ușor să faci dacă are cine să vadă lucrul ăsta. Corect. Vă spun. Și în județ la noi au apărut echipe foarte bine în acest moment. Sunt trei. Stați că ajungem și la discuția asta, pentru că dumneavoastră faceți parte și din echipa de la Asociația Județeană de Fotbal pe dezvoltarea fotbalului feminin. Da. Și de asta spun. Trebuie oameni și de ce nu fete? Fete care să se ocupe de această selecție, de pregătirea fetelor la urmă. E fotbal feminin. Câte absolvente avem într-un an la Facultatea de Educație Fizică și Sport? Bun, nu pot să-ți cerți o statistică de asta, dar câte colegi ai tu, spre exemplu? Păi, să zicem, la kinetoterapie suntem în jur de 25, dar la educație fizică maxim 10. Maxim 10, da? Da. Da, oricum, e tot pe acolo, adică, bun, 10 pe un an, dar cu un pic mai multă apăsare ar putea să apară niște rezultate. Bineînțeles, și asta spun. Dacă am investit în oameni care să facă o selecție și o pregătire specializată, o pregătire calificată a acestui proces de selecție și de antrenament sportiv, ar apare și rezultatele într-un timp, spun eu, relativ scurt. Deoarece fetele învață mult mai repede, sunt mult mai docile. Armonia Fălticeni, cum a pornit? A pornit la Dolhe, da, nu? Da. Adică, de la școală. Dorhești ce? Tot un fel de bădeuți, nu? Da, cred că mai mic. E un bădeuț mai mic, nu? Da. Și uite acolo. De acolo s-a dezvoltat. Păi asta, omul simțește locul la urmă urmei, dar trebuie susținere, din toate punctele de vedere. Susținere și multă răbdare. Apar rezultate negative, unele la scoruri extraordinar de mari. Și atunci, mulți oameni fug de lângă echipă. În acele momente trebuie susținere și înțelegere. După pot să apare un alt rezultate care chiar mai șterg din memorie acele rezultate negative dinainte.
Să știți că, haideți să intrăm așa un pic în discuție pe ce s-a întâmplat în acest tur de campionat, pentru că până la finele turului, în sezonul regulat din tur de campionat, mai aveți un singur meci, așa e știrea emisiunii final de tur la fotbal feminin. Un singur meci, practic, mai aveți în turul campionatului și încă trei meciuri de toate, adică încă două, trei meciuri de toate, așadar până încheiați anul 2015. Dar aș vrea să povestim un pic de anul 2015 în ceea ce înseamnă fotbal și rezultatele, fotbal feminin și rezultatele Armonia Fălticeni. Dacă ar fi să fac un rezumat acestui an, după părerea mea, este cel mai bun an din istoria echipei. Cel mai bun an, și aici mă refer și la rezultate și la progresul pe care l-au realizat fetele. De-abia în acest sezon competițional pot spune că avem o echipă închegată care poate să facă față oricărui joc și oricărui adversar, chiar dacă avem o medie de vârstă, spune undeva la 16 ani, Anca fiind cea mai vârstă jucătoare din echipă, la 22. Cea mai maturizată, hai să spunem așa, să nu spune că e în vârstă, mă uit la ea și mă îngrozesc când număr anii din buletin. Da, și am avut... Când 93 ai zis? 93, da, ce mai... Este un lot foarte tânăr, dar care face față cu brio la acest nivel. Bun, dar lotul ăsta, deci practic toată povestea Armonia Fălticeni a fost întâi Armonia Dolhești, da? E o poveste pornită acolo cu niște copilițe de la Dolhești, care încă vă două de pe acolo, de prin împrejurim. În momentul de față, echipa cum arată? Că v-ați zis, lotul e închegat, Anca e din Suceava, nu e singura din Suceava? Singura din Suceava. E singura din Suceava? Singura din Suceava, mai avem două fete din Dolhești, din Fălticeni încă două, restul tot din zona Fălticenului. Bunești, localitățile apropiate, Preutești, să spun așa, Râșca, din zonă. Toate sunt din zonă de acolo. Și majoritatea fac naveta. În fiecare zi și-au rucsacul la ora 6, vin la școală, antrenament și după din nou acasă pe la ora 8 seara. Și tu cum faci? Eu mai dau și eu la antrenament când pot. Momentan, anul ăsta am licență și mi-e foarte greu să ajung la antrenamente, dar mă antrenesc. Cât antrenament mănânci tu la universitate? Da, a făcut eforturi foarte mari, cel puțin în perioada de vară, a venit la fiecare antrenament, două luni de zile, aproape zilnic a fost prezent la antrenament. Și este un efort atât financiar, pe care, bineînțeles, că nu a reușit încă să îl acoperim, un efort pe care l-a făcut din propriul buzunar ca să vină zilnic la Fălticeni. Cum? N-ați reușit să rezolvați cu cineva să... În momentul de... Am avut o colaborare cu Intertransul, cu firma de transport care făcea Fălticeni. Ceva acum, din păcate, nu avem, dar sperăm să o reluăm. Da, dar totuși, Fălticeni, Suceava-Bădeuți nu am reușit să acoperim. Suceava-Bădeuți, nu? Ai mai avea două, trei fete de pe acolo? Nu. Nu? E greu. E greu. Acum am mulțumit domnului primar Cătălin Coma și doamnei președinte Mirela Năstac, am reușit cât de cât să ne așezăm în acest moment. Avem stabilitate financiară, putem să ne desfășurăm activitatea într-o oarecare liniște, cel puțin în acest an. Într-un anul viitor vom mai vedea. Trecută, când m-am întâlnit cu dumneavoastră, erați așa foarte circumspect, adică ați așteptat niște bani la federație? La federație. Care... Până la urmă au venit banii pentru transport, pentru datoriile mai vechi. Da, cum ajută în momentul de față federația în ceea ce privește transportul? 2,2 lei pe kilometru la fiecare deplasare. Plus fiecare deplasare, indiferent de distanță. Asta e bine, pentru că mi-aduc aminte, la un moment dat era problema, trebuia să fie distanța mai mare de 100 de kilometri. Nu, la cazare, doar deplasările care depășesc 250 de kilometri sunt finanțate cu 60 de lei de persoană. 30 pentru cazare, 30 pentru masă. Mm-hmm. Da. Este o sumă acceptabilă, urmă, care... Nu știu, eu vă mărturisesc că pe mine mă dă așa ușor pe spate. Bun, ce drept, nu mi-am pus problema să fac deplasarea cu o echipă de fotbal, să caut o pensiune sau un internat care să-mi pună la dispoziție cazare și masă pentru... 30 de lei pentru cazare și 30 de lei pentru masă mi se pare destul de puțin. Adică mi se pare că mai trebuie să vii cu bani de acasă. Bineînțeles. Din păcate noi în acest... Dar e bun că măcar și atâta de federația. Da. Noi la bun. Da. E bun, adică în alte părți noi avem iau banii și de pe vii și de pe morți la unele federații. Așa este. Nu, e o sumă pe care totuși o primim la urmă urme și avem cum să ne desfășurăm activitatea. Noi anul ăsta am strâns foarte mult cureaua și chiar Anca poate să confirme. La fiecare deplasare am căutat cele mai ieftine variante. Bine, pentru performanță e cam greu cu ce am oferit.
rezultatele chiar depășesc ceea ce mă oferă. Dar nu știu, eu să am copilul și să fie la fotbal feminin, cum adică cazare la 30 de lei? Stai așa un pic. mă cam sperie. Da, din păcate. Trebuie să fiți și mamă și tată și paznic și bodyguard și de toate, nu? Din păcate cam da. Bun. Adică nu-i bun. Dar atunci am spuneați că n-au venit bănuții așa, e cumva din noastră îi plătiți când mergeți acolo și normal, când vă înțelegeți, mai scoate și din buzunar, trebuie să scoate și banii ăștia, abia după nu știu cât timp îi dă federația. Nu ne-au virat după 6 etape. După șase etape au virat din prima etapă sau pe Pentru primele șase. Pentru primele șase. Și vă dați seama ce deplasare am avut noi. Brașov, Alexandria, Constanța. De niște deplasări foarte frumoase. Vedem, vezi geografia României așa, nu? Pe de rost. Da. Învățăm foarte bine finanțe, contabilitate. Învățăm foarte bine și aceste lucruri. Nu fotbal mai faceți printre altele? Teoretic ar trebui să mai facem, dar vă spun, câteodată chiar nu mai trece pe ultimul plan la transportivă. Să știți că eu am dat exemplu în cadrul acestei emisiuni, ceea ce ați pățit dumneavoastră, pentru că mie mi s-a părut frustrant de-a dreptul să mergi pe unde? La Târgoviște sau unde ați jucat prima etapă? Sau la Brașov. La Brașov. La Brașov am jucat, da. Am câștigat cu 10. La 1 s-au retras din campionat după etapa 2. Lăsați-mă să termin povestea, da? Eu am mai spus în cadrul acestei emisiuni că e frustrant, dar eu n-am zis 10-1. Eu am zis că i-ați bătut așa cu 7-0. În fine. Dar povestesc dumneavoastră, că parcă e mai frumos așa. Mai frumos, nu? Da. Păi ne-am pregătit foarte bine toată vara. Prima etapă. Păi, mai cu meciuri amicale, cu pregătire. Doamne, mergem să jucăm. Prima etapă, 29 septembrie, după o vară în care am înnebunit făcând antrenamente și toate astea, tot s-a mâna, cu o etapă, cu o săptămână mai târziu. Hai, într-un târziu am ajuns și noi la Brașov. Vă dați seama, fetele dornice de joc. Am început joc acolo, toată lumea mulțumită după, lider după prima etapă. Nu, deci acolo echipa aia din Brașov se anunța, domne. Deci toate fetele cred că aveau vârsta, încă sau un pic mai mici. Deci undeva acolo, 20-22 de ani. Da? Toate studente, fizic frumos. Echipa din Brașov. Da. Domne, să vezi ce o să facem, adică o să fim cea mai bună echipă. Vin puștoaicele astea la Fălșeni. Astea mici toate. Se dau jos din de vârstă 16 ani, da? Adică chiar aveți și mai mici de 16 ani. Da, avem chiar de 14 ani care joacă în prima echipă și o fac cu Priu. Chiar se descurcă foarte bine. Chiar vorbeam acolo cu antrenorul de la Brașov. El cu o săptămână înainte jucase în Cupa României cu Târgoviște și a pierdut cu 12-1. Când le-a văzut pe fetele noastre, astăzi facem și noi un meci bun. Da, așa a spus el. Da. Da. Bine, na. Eu acum mă temeam. Terenul era cum era, mic, rău, ploase în ziua respectivă. Era mai rău. Cum e mai rău. Început jocul, au avut și ele chiar câteva ocazii la început, am zis că o să fie meciul destul de greu. Până a început joc, până a ratat Anga două poarta goală ca de obicei, până la urmă Ca de obicei. După aia a marcat două și s-a făcut liniște, 6-1 la, 6-0 la pauză și am avut meci ușor după. Dar la început v-am spus cum 10-1 la final? La cât au marcat și ei golul? La 10-0, normal, din penalti. Din penalti, adică au ajuns și trebuia să dea golul de onoare la urmă și așa era frumos pentru joc. Da, s-au bucurat și ele pentru golul ăla. Da, e cumplit când pornește. Și, deci, după prima etapă s-au retras? Da, au mai avut un joc la Reghin la care nu s-au prezentat. Și după am aflat și noi, spre bucuria imensa noastră, că nu mai suntem lideri. În condițiile în care tu dai o grămadă de bani să mergi la deplasarea respectivă, doamne, nu zic, mai dai și tu o primă fetelor, dau un cico la final de meci, da? 11 fete ori plus încă vreo 3 schimbări, vreo 14, da? 15 total. Dacă pui la un cico și un cremșnit, da? 10 lei, ia că a scos din buzunarul tău 150 de lei, da? Dai și tu, ok, câștigă fetele, da? 10, și vine după aia federație sau, în fine, spune, doamne, știi, ăla nu se pune.
Vă dați seama, chiar eram lider după prima etapă, era frumos pentru noi. Vorbeam cu colegul de la Târgoviște. Am făcut poză, clasamentul. Da. Vorbeam cu colegul meu de la Târgoviște și îmi spunea printre altele, vezi că nu mai dai 10 tot campionat, tot turul. Și chiar aveam așa, după câteva etape, mă gândeam, uitam pe clasă, aveam 7 goluri marcate și mă gândeam, mai sunt 3 meciuri, să vezi că ăsta are dreptate. Ce pot să fac acum, uite-mă. Măcar a venit jocul ăsta de la vă cum ne-a refăcut. Am trecut peste 10 goluri marcate așa. Nu mai pot să mai spună la nimic. Hai să nu dezvăluim mai mult. Ăsta a fost primul meci, prima, deci după în a doua etapă ai aflat deja că degeaba Fuca, a fost degeaba. Câștigat, da? A doua etapă. A doua etapă a venit Târgoviște acasă, principala favorită la promovare, liderul momentan a clasamentului, ne-au bătut cu 2-0, a fost un joc echilibrat, dar na, două greșeli. Deci ăștia i-au bătut cu 12 da. Și pe noi ne-au 12, noi am bătut cu 10. Și noi cu 10 pe Brașov, deci, Brașov s-a... Vezi exact ce spuneai, adică vin și rezultate proaste. Eu sunt convins da. Că acolo la Brașov, dacă înțelegeau că, domne, se poate întâmpla să este început, iei, da. Adică, domne, abia ai constituit echipa, ce ai făcut acolo? Mai trebuie să mai se poate, adică face parte din chestia, dacă n-ai jucat meciuri amicale, nu știi cu ce se mănâncă toată povestea asta. E greu. Mai e ceva până se gresează mecanismul și începe să lucreze. Din păcate, nu s-a înțeles lucrul ăsta și pe aici, iarăși, uite, iară dau vina pe federație. Păi, odată i-au lăsat să facă echipa, dar n-au luat niște garanții din punctul ăsta de vedere. Adică, băi frate, chit că pierzi, chit că așa, ia și joacă dacă tot te-ai înscris în campionatul ăsta. Tot vrei să faci. Da. Îți apreciem. Dar hai mergi până la capăt. Respectă competiția. Pentru că nu, sunt convins că nu puteau să meargă mult cu rezultatele alea dezastroase. 12, 10, 0 și așa mai departe. Okay, uitați, noi am avut în primul an, fac o paranteză, am avut rezultate, spun eu, foarte bune, peste așteptări. Anul următor, ați văzut, am fost... În turul de campionat cel puțin am reușit să strângem doar 3 puncte și am avut niște înfrângeri la scoruri foarte mari și aveam în mare actualul lot de jucătoare. În schimb, vedeți, anul acesta am început să jucăm. Primul an aveam jucători experimentați. Am beneficiat de niște jucătoare cu mare talent care erau aici în Suceava și mai mult decât atât ne-am bazat cumva sau nu că ne-am bazat, dar a apărut și experiența unor foste jucătoare la Zimbru Suceava. Da? Da. A fost altceva. Da. Acum? Anul 2, după cum spuneați, ok, trebuie să mergem pe ideea de viitor, hai să facem. Au venit și rezultatele mai puțin bune, dar s-a construit. S-a construit ceva, spune, durabil acum. Deci, vă invit sâmbătă la Fălticeni să vedeți ultimul joc al nostru din campionat cu Universitatea Galați și o să vedeți o echipă care chiar joacă fotbal în acest moment. Spre deosebire de deci, vineri, sâmbătă? Sâmbătă la ora 11, stadionul Tineretului. Să vedeți o echipă care sâmbătă la ora 11 e complicat. E și pe arenă. Da, acum pe arenă o să mai vedeți la Fălticeni. La Fălticeni o să vedeți într-adevăr fete care chiar joacă fotbal. Nu o să vedeți o echipă care bubuie mingea și hai să încercăm. Da, eu am văzut și chiar mi-a plăcut foarte mult, adică nu chiar... Spuneați dumneavoastră atunci și chiar eram de acord cu afirmația, domnule, fotbalul ăla care era la nivel de acum hăt ani. Anii 70, fotbalul romantic, da. Nu ce e acum, că acum am încercat și noi să mergem pe varianta asta, mult mai multă determinare fizică, acea construcție și acea respectare a pozițiilor în teren mult mai complexă. Da, deși fie vorba între noi, că discutam asta înainte de emisiune, trebuie să fie cumplit pentru un microbist în ziua de astăzi să vadă Real Madrid Barcelona, da? Și imediat după să vadă Astra Politehnica Timișoara, da? Sau să aștepte derby de România Dinamo Steaua și să vadă meciul de aseară. Adică să avem, pardon, trecem prin momente cumplite în ceea ce înseamnă fotbalul masculin. Asta e cel puțin părerea mea. Dar, în fine, lăsând asta deoparte, să revenim la fotbal. Fotbalul feminin are veleitățile lui și are partea lui frumoasă, are poezia lui frumoasă. Dar nu știu, mă gândesc că poate și din punctul ăsta de vedere ar trebui gândit puțin altfel, pentru că vedeți, se suprapun momentele și cred că nu-i bine. Da.
Eu altfel aș fi văzut aceste jocuri. Aceste jocuri, cel puțin, dacă s-ar fi în localitățile unde există și echipe de Liga 1, Liga 2 masculin, ar fi frumos să se joace în deschidere, cum era pe vremuri Zimbru. Da, dacă ar rezista gazonul ăsta. Totuși, un joc de feminin nu solicită așa mult un gazon, să fim serioși. Nu sunt aceleași contacte ca la nivelul băieților, este altceva. Și s-ar putea. Cel puțin dar în loc. Asta cine ar putea să o împingă? Da, uitați, Suceava, de exemplu, am putea să și noi un meci să-l jucăm în Suceava, de exemplu. Bacău, la fel, ar avea posibilitatea la Liga a doua. Sau Iași, spun eu, Liga 1. Și eu vă frumos. Spun, la Suceava eu cred că e imposibil. N-au unde să se schimbe fetele, nu există un al doilea vestiar. Da. Bine, să spunem în orașele unde se poate, cel puțin la Liga 1, la masculin, se poate la Iași. Echipă de Superliga au și fetele, echipă de Liga 1 au băieți. Deci s-ar putea juca în deschidere și ar fi o promovare, spunem, mult mai mare a fotbalului feminin, dacă se joacă în deschidere. Fără îndoială, cred că mult mai multă, sau ar veni multă lume să vadă așa ceva. E altceva. E o curiozitate la început. Cel puțin la început. Da, oamenii vin să vadă, după aia devine obișnuință. Da, da. Noi ne-am format acum spectatorii noștri care vin. Nu mai avem acești spectatori care aveam la început. Nu? Dar avem. Dacă am câți spectatori? 30-40 care vin la fiecare. Constant. Da? Da. Spectatorii noștri, la urmă, oameni care vin, cunosc fenomenul, cunosc echipele și chiar susțin fetele. Deci chiar e frumos în acest moment. Nu avem mulți, dar aia care vin sunt loiali. Care, și bă, știu și cu ce se mănâncă, exact cum a fost în perioade foarte bune la handbal în Suceava. Da, da. Da, adică încetul cu încetul se formează și publicul și fie vorba între noi, până la urmă cam asta este. Puțin, însă doar 30-40 de spectatori, dar asta nu înseamnă că n-ar putea să vină mai mulți la un moment dat. O să vină. Eu sunt sigur că odată cu rezultate o să revină oamenii la fotbal feminin. Păi și rezultate ați avut anul ăsta, pentru că a spus prima etapă victoria, a doua etapă a jucat chiar cu Târgoviște. Adică echipa care care o să promoveze, sigur. Lotul care l-are, nu văd cine ar putea să le stea în față. Au multe jucătoare experimentate care știu jocul mult mai bine, trecute bine de 20 de ani. Și cu toate astea, 2-0 la... Mi se pare că i-ați ținut destul de, de aproape. Am avut ocaziile noastre, am avut momente în care am dominat jocul. Bine, am luat gol dintr-o fază fixă și o degajare lungă a portarului care depășește toată apărarea. Asta este jocul. Echipa mai experimentată câștigată. Care a fost evoluția scorului? La pauză cât a fost? 1-0. La pauză 1-0? Da. Ne-am mai dat un repriză a doua. Asta este momentul de față. Tinerețea nu poate compensa. Etapa a treia. Etapa a treia ne plasă la Constanța. Așa. Am jucat în teren. De ce râzi? Acolo am jucat polo. A fost în teren. Cum a fost? Povestește-te. Păi, în primul rând am ajuns la terenul care trebuia să jucăm teren natural. Nu aveai cum să joci, în ziua aia a fost plouat foarte mult. Am plecat la alt teren artificial, acolo era la fel, apa stătea, nu avea unde să se scurgă. Și am jucat în condițiile respective. De ce? N-aveați bani să mai stați o zi acolo? Bineînțeles. Încă o noapte de cazare ne mai costa cel puțin 1500 de lei. Și bineînțeles că a doua zi, la modul în care ploua, la fel, același verdict ar fi fost arbitru, teren impracticabil și ne reprograma la o dată ulterioară. Încă un drum la Constanța, de data asta nefinanțat de nimeni. Și chiar deci domnule, mai bine pierd cu 3-0 decât să mă... Și chiar am jucat, vă dați seama, terenul era imposibil pentru ambele echipe. Și am avut meciul în mână, am avut niște ocazii clare la 0-0. N-a fost să fie. N-a fost și să fie. Terminat? 3-1 pentru Constanța. 3-1 pentru Constanța, da? Dar să știți că a fost foarte bun jocul fetelor. Au fost niște greșeli copilărești, sunt copile la urmă urmei, dar nu au jucat fetele. Și modul cum arăta terenul și tot ce s-a întâmplat atunci, să știți că n-am fost supărat pe ele. Chiar au jucat, chiar s-au dăruit fetele la acel meci. Am înțeles, deci, victorie s-a anulat, meci pierdut acasă, meci pierdut în deplasare. Mergem la Alexandria. Ați început perfect. Cum se poate mai prost. Da. Și după aia au apărut soarele pe strada noastră, dar nu în modul în care doream noi. Am mers la Alexandria și le-a întârziat și lor ambulanța. Câteva minute și am câștigat jocul de o manieră care nu ne face cinste nouă. Și bineînțeles că nu ne dorim să câștigăm așa jocurile. Am făcut un joc amical după, am câștigat cu 1-0, dar vă dați seama că n-a mai fost la fel ca un meci oficial. A, deci ați mers acolo, acum fie vorba între noi,
Fărticeniu chiar a avut de suferit din punctul ăsta de vedere. Da. Am trecut prin așa ceva și știm cum e. Nu dorim la nimeni să treacă prin... Da. Un om s-a prăpădit din cauza faptului că e ce te mâncă așa pe interior în momentul în care pierzi un meci acasă din cauza lipsei ambulanță. Condițiilor corecte de desfășurare a unui meci. Ambulanța care n-a venit la Fălticeni, știm foarte bine povestea, la Alexandria așadar, am beneficiat, ca să spunem ghilimele de rigoare, de un asemenea rezultat de 3-0, pentru că cei la Alexandria nu au avut ambulanță, dar cu toate astea, meciul s-a jucat. Da, am făcut un joc amical, cam la o oră după ce s-au terminat parlamentările între oficialii gazilor, arbitrii, ambulanța, care totuși a venit până la urmă, însă arbitrii n-au fost să mai dea joc. Eu eram de acord să joc și fetele la fel. Vă dați seama, nu am mers 500 de kilometri să câștigăm un joc de asemenea manieră. Dacă, 3-0. Dacă ar fi dorit arbitrii să dea drumul la joc fără niciun fel de problemă, eram dispus să intrăm în teren și să jucăm meci oficial. Și oricum ați jucat? Da, am jucat amical. Dar vă dați seama, când vezi niște fete de la Alexandria care se pregătesc o săptămână pentru un joc și pierd fără să fie vina lor, e frustrant să le vezi plângând și știm cum e. Și chiar nu vreau să trec prin așa ceva. Am înțeles. Și cu toate astea ați câștigat, da, respectivul meci. Zero. Respectivul meci, da. A fost amical. Eu mai curând pe ăla aș trece în clasament. Și eu la fel. Mai degrabă. Vorba noastră, nu știți dacă era același rezultatul. Da, la urmă, ormii nu conta. Important era să jucăm. De asta ne prezentăm. De asta ne pregătim să jucăm. Nu o să câștigăm din lipsa ambulanței. Am înțeles. Bun. După meciul Alexandria? A urmat o victorie frumoasă în Cupa României cu Viitorul Reghin, cealaltă echipă care trage la promovare în acest an. Am jucat în 3 zile, am jucat 2 jocuri cu ei la Fălticeni. Primul meci a fost meciul de cupă în 16-mile Cupei României. Am câștigat greu, dar frumos cu 3-2 și ne-am calificat în optimile de final, unde vom întâlni acum, pe 1 decembrie, formația Heniu Prundu Bârgăului, la noi la Fălticeni. Oh, prietenii noștri. Prietenii noștri care îi așteptăm cu brațele deschise, să-i mai batem o dată. Așa. Așa. Și cel de-al doilea meci? Cel de-al doilea joc a fost în campionat, duminică, la câteva zile. Am început jocul, nu se putea mai bine, am deschis scorul. Bineînțeles, o echipă mult mai matură, Reghinul. Ne-au egalat până la pauză, iar în repriza a doua ne-au dominat de o manieră categorică. Și golul a venit inevitabil cu câteva minute înainte de final și am pierdut cu 2-1. Ați împărțit, ca să spunem așa, victoria. Ne-am împărțit frățește. Deși, de fapt, cred că e mai bună victoria asta. Mai vine o echipă din Superliga, mai... E altceva. Da. Era frumos dacă reușeam măcar un rezultat de egalitate, dar ținând cont de aspectul jocului, nu-l meritam. A fost înfrângere meritată, să spunem așa. Da, vedeți dumneavoastră că asta în fotbalul ăsta masculin n-ai să auzi niciodată. Nu, da. Trebuie să fim realiști. A fost echipa mult mai bună. Noi am dat un gol. Bine, a fost un gol muncit, un șut frumos de la 25 de metri, imparabil. Dar după aia nu prea ne-am mai întâlnit cu nicio. Ne-au dominat categoric. Am înțeles. O echipă foarte bună, Reghinul, din punctul ăsta de vedere. Mult mai legată, care experimentată. Fotbalul feminin, de regulă, este mai dezvoltat în partea Ardeal. Da, da. Și lucrul ăsta mă râcâie pe mine, că mă uit așa, România asta parcă e ruptă în 2 sau 3 bucăți, da? Hai 3. Ai odată Ardealul, care în corpure e altceva, și acolo au și fotbal feminin, da? Pe urmă ai partea de sud unde ai Bucureștiu, mai ai Constanța, mai ai Craiova, mai ai Piteștiu, mai ai nu știu ce, ai alte chestii. Și Moldova care e uitată de toate. N-ai tu un centimetru de autostradă, n-ai aia, ești rupt aici în zonă. Lucrul ăsta mă deranjează, inclusiv din perspectiva asta. Ori în momentul în care jucăm cu echipele astea în Ardeal, sincer, astea mi se par mai meciuri, mai... Da, avem ce învăța de la un asemenea joc. Bineînțeles, când vedem un adversar care știe într-adevăr fotbal, o echipă care e organizată, avem ce învăța de la aceste echipe și noi. Și sunt meciuri bune pentru noi. Da, uitați, de exemplu, județul Mureș are 3 echipe. Vice-campioana Asia Târgu Mureș, Ladies Târgu Mureș și Reghin, care activează în Liga 1. Clujul, doar 3 echipe din oraș. Olimpia campioana, Olimpia 2 în Liga 1 și Olympic Star, la fel, în Liga 1, care în acest moment e pe locul 3, undeva
la nivelul nostru, să zic așa, în seria cealaltă. Da. Mult mai dezvoltat, vă dați seama. Două județe cu trei echipe. Da, și au acolo condiții mult mai bune. Fac meciuri amicale, dacă au nevoie, până se satură, ca să spunem așa. Da, după meciul cu Reghinu? După meciul cu Reghinu ne-am deplasat la prietenii noștri de la Pașcani. Așa. Acolo a fost un joc mai slab făcut de noi, am câștigat cu 2-0, dar importante au fost cele trei puncte acolo. Cum că n-am auzit bine. Că a fost un joc mai slab făcut, a câștigat cu 2-0. Ținând cont de valoarea adversarului pe care l-am întâlnit, trebuia să arătăm fotbal acolo. Acolo am câștigat, bine, am dominat meciul categoric, nu au reușit să ajungă în terenul nostru, nu ne-au pus probleme, dar nu a fost ceea ce doream noi. La urmă, urmă trebuie să facem și spectacol când jucăm fotbal. Așa, un rezultat chinuit nu prea ne avantajează pe noi. Da. Cine a marcat? Ai marcat la Pașcani? Nu. Deci, Anca... Dar ce joci, Anca? Stai eu joc fundaș central, dar când... Când e nevoie... Când are cine să dea gol, mulți pui fundașul central în partea... Ia dă tu un autogol în partea alaltă. Știți cum e? La jocul cu Buzău, dânsa ne-a scos din cele mai mari. Asta că n-am ajuns la meciul cu Buzău. Urma. Am ajuns la... Pașcani. Abia eram la Pașcani și am întrebat. Da, după Pașcani? A venit Buzău. A venit Buzău la noi. A venit Buzău la noi. Meciul ăla care l-așteptam de anul trecut. La jocul cu Buzău am avut noi problemele și aveam așa o revanșă. Ce probleme au avut? Cu ambulanța. Cu ambulanța? Da. A, cu când n-a jucat, n-am jucat noi aici acasă. Ok, și aveam o revanșă morală așa față. Dar atunci Buzău n-a jucat cu noi amical. Nu, cum să joace? Erau bucuroși, făceau hore când arbitrul dice să plece. Vă dați seama că așa ceva e inadmisibil. Da, chiar, pe bune, din punctul meu de vedere. Hai câștigat măcar capul, un pământ dute în vestiar dacă nu vrei să joci amical. Nu? Da. Modul în care s-au bucurat și modul în care s-au manifestat la Fălticeni atunci, na, ne-au făcut să avem așa o revanșă de luat față de ei. Și am început jocul de la Fălticeni la fel, călare pe ei, să spunem așa, la propriu. Da. Noi și din terenul lor, efectiv. Însă, la pauză 0-0. Și atunci am luat decizia să urcăm capitanul în atac și minutul 46 am marcat. Și ne-a salvat din... Am câștigat până la urmă cu 1-0. Tot așa. Scorul putea fi mult mai mare, dar... Bine, am a fi vorba între noi. Câteodată nu intră mingea în poartă. Da. Exact, am mai spus lucrul ăsta și mulți antrenori care au venit în această emisiune mi-au spus așa, domne, sunt foarte muncă, transpirație, inspirație, sunt atâtea lucruri care țin cont, dar în orice sport, și asta mi-a plăcut cel mai mult, un antrenor de șah mi-a spus acest lucru, domne, și în șah e chestia asta cu norocul, știi că mulți spun, domne, norocul nu poate fi antrenat. Și l-am întrebat la un moment dat pe un profesor de șah, domne, care e povestea până la urmă? Cum e cu norocul în șah? Care e problema? E și în șah ai noroc. Cum vine, domne, chestia asta? Bă, dacă ai noroc să joci cu unul mai slab decât tine, nu câștigi? Câștigi. Dacă ești atent, câștigi. Deci până la urmă e și chestia asta de noroc. Cred că am văzut și noi cu ochii noștri meciuri în care norocul își spune cuvântul. Dacă nu, ce să mai vorbim? Nu, așa este. Norocul face parte din joc la urmă, cel puțin. Deci meciul ăsta cu Buzău nu vrea să-i intre mingea în poartă. Nu vrea să-i intre mingea în poartă. Deci, una din echipele care nu mi-au plăcut din acest punct de vedere s-au baricadat, efectiv, erau la un moment dat cu 11 fete în care eu de 16. Vă dați seama, e foarte greu să treci prin densitatea aceasta. E foarte greu. Dar... Hai, dai două afară. Da. Așa. Deci meci cu Buzău acasă, victorie 1-0. După care ne-am deplasat la Bacău. La Bacău întâlneam o echipă care până în momentul de față a avut rezultate, spun eu, surprinzătoare. Eram noi în primul an. Da, nu? Ceva de genul ăsta. Au bătut 5-0 Pașcani, 4-2 Alexandria și au făcut egal acasă cu liderul, cu Târgoviște. O echipă, vă dați seama, foarte incomodă din punctul ăsta de vedere. Da, ăsta am jucat meci în deplasare, nu? Da. Am întâlnit acolo un public numeros, o atmosferă foarte frumoasă, duminica la Bacău. Chiar și am avut un meci greu. În ciuda scorului, să știți că jocul a fost foarte greu. Până ne-am desprins, cei de la Bacău au ratat numeroase... Și 6-0, ăsta e tenis! Da. Aici am profitat, spun eu, și de greșelile portarului advers, să fim realiști. Scorul nu reflectă chiar realitatea din teren. Au avut la 0-0 multe ocazii. Pe noi ne-a ținut în viață portarul.
în prima repriză și aici... Da, face parte din joc, da. Domnul Iremia. Îmi pare foarte rău să corect. Vă aduc picioarele pământ. Nu, dar asta e realitatea. Aici spun eu că am descoperit un portar adevărat, ceea ce duceam lipsă de mult timp. Am descoperit-o pe Bianca Ciuban, o fată născută în anul 2001, dați seama, 14-15 ani, o fată care a dat ieri încredere echipei cum puțin portar pot să o facă. După, mă uitam ce scriau colegii mei și în Crainou și spuneau vis-a-vis de asta de portarul Sucevei. Colegii de echipă ar trebui să-i mulțumească lui Niga pentru că a avut un meci extraordinar făcut la Pojoreta. Practic e egalul lui, ca să spunem așa. Dar aici, da, nu vă contrazic pentru că n-am fost la meci. Dar când câștigi cu 6-0, nu prea poți să spui că cel mai bun om a tău a fost portarul tău. Știți cum e? E foarte relativ fotbalul feminin. Am avut, am marcat... Bun, recunosc și eu vă calculez și vă iau cuvintele prin prisma ceea ce știu mai mult, și anume fotbalul masculin. Da. Uitați, noi am marcat la prima fază de poartă dintr-un corner. După care iar am avut o perioadă în care am fost dominați. A doilea gol a venit la un șut de la distanță printre picioarele portarului. O greșeală... Vă dați seama, e enorm. Și de la distanță și printre picioarele portarului, da. A treilea gol a fost poate un pic mai lucrat, dar tot cu largul concurs a portarului care și-a băgat mingea în poartă, efectiv. 3-0 la pauză și vă dați seama, repriza a doua, jocul a fost ușor. Fetele la Buzău au căzut, de la Bacău, pardon, au căzut și n-au mai contat. Repriza a doua am dominat-o și noi de manieră categorică, dar... ținând cont de scurul care era la pauză, vă dați seama că era greu să mai revină în joc. Da, și uite cât de surprinzătoare sunt rezultatele și în fotbalul feminin, pentru că ați bătut Bacău, care Bacău a bătut echipa de pe primul loc, da? Până la urmă, care e povestea, nu? V-am spus, foarte imprevizibil, fotbal feminin, oricând. Putem să batem pe oricine, putem să pierdem cu oricine. Asta e istoria meciurilor din campionat de anul ăsta. Mai avem așadar sâmbătă. Sâmbătă avem cu Universitatea Galați acasă. Un meci care ne poate consolida locul 3 și ne poate face să sperăm la mai mult în retur. Sau ne poate arunca în partea de jos a clasamentului. Nu. De orice poate fi. Da. Turul, mai mult ca sigur, îl vom termina aici. E greu de crezut că mai... Constanța, principala urmăritoare, stă în ultima etapă, deoarece trebuia să joace la Brașov. Buzău va avea meci la Pașcan și spun eu că va avea un meci destul de greu acolo. Da, și noi avem avans de 2 puncte față de Buzău și 2 față de Constanța. Spun eu că o să rămânem aici, turul ăsta. Galațiu cum e ca și echipa? Galațiu e echipă nouă înființată, a câștigat surprinzător la Bacău și a făcut egal etapa aceasta cu Constanța, 0-0. O echipă care are câteva fete din vechea trupă, din oțelul Galațiu, un portar foarte bun, cred că unul din cei mai buni din serie. Și mai sunt câteva jucătoare care încă mai ridică valoarea acestei echipe. În rest sunt începătoare, majoritatea fetelor. De-aia spun eu că este un adversar pe care îl putem învinge. Sperăm să nu facem și noi greșelile care le-au făcut alte echipe și să ne recunoaștem învinși. Am înțeles. Ce mai știți de Lidia, care fie vorba între noi în momentul în care a apărut Armonia Fălticeni la nivelul divizia de fotbal feminin, a fost, ca să spunem așa, o prezență exotică, dar a fost o revelație pentru unii și chiar și-au reconsiderat din punctul ăsta de vedere chiar programul de selecție, pentru că a apărut ca de nicăieri și a intrat în vizorul echipei naționale. Da, în acest moment este titular la echipa națională, titular la Olimpia Cluj, cred că și fata și-a îndeplinit visul care îl avea... Da, nu plecase la Iași? Da, de la Iași a plecat la Cluj. De la Iași a plecat la Cluj, acum după un sezon, e chiar unde trebuie, nu? Da, acolo, în momentul de față. Atunci știu când spuneați, domne, în partea altă ar trebui să se ducă, nu la Iași. Dacă tot e să facă salt înainte. Într-adevăr, acum a ajuns unde e locul și cred eu că va pleca în străinătate. Din ce am auzit de la colegii de la Cluj, am înțeles care oferte din străinătate. Acum să vedem, totul depinde de dânsa și de... Păi, după ce trimis 4, 5, 6 fete de astea în străinătate și de joacă pe la echipe de ale serioase, după aia să vezi tu ce națională ai. Așa este. Dacă să ajungă fetele astea, trebuie să descoperi talentele pe unde... Am zis, totul pleacă de la bază, de la baza piramidei. Aici trebuie lucrat. De perijoc, zi-mi. Perijoc a fost neajutat etapa trecută cu Buzău și se pregătește în acest moment pentru campionatul mondial. A plecat la lotul național. La box, da? Da, se pregătește. N-a lăsat boxul? Nu. Slavă Domnului! A trecut la altă categorie, la o categorie mai inferioară, la 56 de kilograme. A slăbit la fotbal? Nu, a rămas aceeași pe care o știți. Da. Muncitoare, cu bun simț, o fată deosebită. Extraordinar, și corect. Și acum îi țin pumnii, sper să ajungă campioană mondială.
va avea în aprilie campionatul mondial și deja a început pregătirile. A început pregătirile, e în lotul României pentru... Da. Și ea și Nikita Claude, cealaltă jucătoare de la box care... Da. Care a jucat, care joacă. Practic singurele fete în care ne punem baza pentru așa ceva. Și chiar cel puțin Lăcrămioara e cotată cu șanse la medalii. Ar fi ceva extraordinar pentru dânsa, știu cât a muncit pentru așa ceva. Sper să iasă campioana mondială. Să-i ține și pune și poate de acolo din de sus de unde fi antrenorul Iftime, poate îi și călăuzește pașii, pentru că e destul de greu. Dar gata, până în aprilie nu vă mai puteți baza pe ea. Nu. Noi sperăm să vină după. După? După. De ce? Cu boxer în teren? Cu centura de campioană mondială ar fi frumos. Ar fi frumos să o prezentăm și noi la... Ce zici, să ignorăm, să ne facem așa cu partea, n-am ști că e Anca aici în teren. Are șanse să ajungă la o echipă de primă ligă? Bineînțeles. Eu acum aș avea altă propunere. Promovăm noi sezonul viitor. Dar oare nu e o pălărie prea mare pentru noi să promovăm? În momentul de față, da. La anul viitor, eu spun... Nu, eu zic de altceva, ca și idee. La mine, din punct de vedere al deplasărilor. Nu, e același lucru, să spun. E același lucru? Da. La deplasări e cam același lucru. Nivelul fotbalistic, în schimb, e mult mai ridicat în Superliga. Eu... Da. Dacă reușim să promovăm, facem un an în primă ligă. Ne întoarcem. Iarăși ne poziționăm bine. Când ne vine rândul, promovăm. Da. Dar e altceva. Adică cu un grup de ăsta de compact de fete, păi acum au 16 ani, da? La 17 ani o primă promovare... cu o retrogradare pe undeva la 20 de ani, cam dacă se reușește a se păstra lotul, păi peste 3 ani de zile, da, cred că putem fi acolo sus. Știți, marea problemă la fete, la 18 ani, 19, deja încep să plece în alte ori, pleacă în alte domenii de activitate și aici se face diferența între echipele profesioniste și cele de nivelul nostru. Dacă nu putem să oferim un contract să... Ca și cum ar merge la servici, da? Da. Dacă nu reușim să le oferim ceva, bineînțeles că nu o să mai continue cu fotbal. Am înțeles. Aici o să fim. Câte un cuvânt de încheiere din partea amândurora. Anca. Mulțumim de invitație și sperăm să avem susținerea și care avem nevoie în fotbal feminin. Să știți că cel puțin din punctul meu de vedere eu unul încerc. Și mă străduiesc să-mi aduc tot aportul care pot să-l aduc vis-a-vis de acest fenomen, pentru că eu cred în șansa asta noastră, adică sunt convins că avem mulți oameni talentați în România, în mod special din zona asta, adică fete, clar, atâta doar că nu prea insistăm noi pe... Dar eu sunt convins că ar fi genul de sport în care am putea fi iarăși numărul 1 mondial. Asta e părerea mea, discutând o dată în plus de fete. Da, trebuie investiție din punctul ăsta de vedere. Da, așa este. Acum, dacă o să-mi permiteți, să mulțumesc și eu câtorva persoane care mai sunt alături de noi. Care mai sunt, adică au mai fost și au mai plecat. Da. Aș vrea să-i mulțumesc domnul primar Cătălin Cuman, care ne ajută toate planurile, financiar, bază de antrenament, cu tot ce se poate. Înțelegem care sunt posibilitățile și nu putem decât să-i mulțumim. De asemenea, trebuie să-i mulțumim doamnei Mirela Năstac, care face niște eforturi de una singură să ajute această echipă. Și mai sunt mulți oameni pe lângă echipă sufletiști care preferă câteodată să rămână anonimi și care ne ajută la fiecare joc. Sunt oameni fără de care nu putem să ne desfășurăm activitatea. Da, și e cu din păcate, pentru că în primul rând mă gândesc, sunt măcar vreo 15 fete, dacă nu mai multe, cu media de vârstă, după cum spuneam, de vreo 16 ani, care înțeleg să facă ceva frumos și anume sport. Ori lucrul ăsta nu poate să facă decât bine lor și celor din jur. Dar sper eu ca lumea să aibă acel declic la un moment dat și să înțeleagă lucrul ăsta și să procedeze pe cale de consecință și anume să încerce să deschidă ușa și să sprijine tot ceea ce înseamnă sport, pentru că acum avem nevoie, acum simțim că e bine. Dacă nu o mai fi, o să plângem când o să vedem că nu mai avem. Da, nu vreau să devin patetic, mai ales acum la final de emisiune. Vă doresc mult succes în următoarele meciuri pe care le aveți de disputat. Mulțumim și vă așteptăm la jocuri.
promit, dar sâmbătă, după cum spuneam, cred că am merge aici pe aren și vreau și eu să mai câștige și rapidul. Atunci, pe 1 decembrie, pe 1 decembrie. În optimile cupe României. Dacă nu mă duc la Smoky, da. Ok, stimați telespectatori, da, să încerc să ajung măcar la unul din astea două meciuri. Atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.